Atlantia Vivere, vreau să-mi cer scuze față întregul popor român și poporul de acolo, vreau să-mi cer scuze de Laurențiu Marin, față de Alex Mărinaș, Andrei Cristian Tătaru, Tris Dracula, față de toți cei pe care am înjurat și amenințat de-a lungul timpului. Nu pot să mă ridic la înălțimea crimelor voastre. Voi aveți un drink de canibal, care sunt foarte culți pentru niște canibali, care scot de la morga din Cluj organele interne și de la bunică mi-a vrut să scoată, dar nu știu dacă o și să le înlocuiască cu pungi de plastic care sunt din abundență, acolo le primesc pe gratis pe spitalele, după care creierul fric și îl mănâncă și organele interne le dau să le mănânce la 40 de câini și 20 de pisici. Și omul ăla, canibalul șef, știam, prietena lui Alex Mălina știa foarte multe lucruri despre Revoluția franceză, parcă fusese acolo un om foarte cult, un om foarte citit pentru un canibal. Mai avem și pe gașca aceea care prindea copii, că țiganii fac mulți copii, le ducea în Transnistria, îi tranșa în bucăți, le lua organele încă fierbinte și le duceau în Italia, în Spania, în Turcia și în alte țări ca să le vinde pe 1000 de euro, de fapt le vindea pe 1000, apoi pe 10 de mii, pe 100 de mii de euro. Deci se făcea un lanț al traficului de organe umane. Și mi-a spus asta Sanda Spioana, prietenul lung, mă, nu-ți face probleme că oricum pe aia, pe numai pe copiii aia care sunt, care au defecte fizice, le tranșăm și le luăm organele interne, pe ceilalți îi vinde. Ah, și spionul aia i-a ținut aia că merg la Guantanamo, mi-a ținut și România și a și torturat aici un pic, da. Și pe de altă parte nu știți să faceți nimic, nu știți să ocupați. Și pe Putin l-am criticat că prea mult timp durează să se ocupe Ucraina. Du-te, naibii, și ocupă dracului Kiev odată, ce naibă. Da, știu, n-am mai făcut sex de 5 ani, n-am mai băgat pula într-o pizdă de 5 ani de zile. Și voi pula în pizdă, pizdă în pulă, toți stați, toți vă plimbați pulele și pizdele pe la mare, le țineți la soare. Eu de 7 ani n-am mai fost la mare de când m-a înșelat Dacia și ea lemuriană, împărăteasa Lemuriei, eu pretor roman de Consiliul al Atlantidei. Am sufletul prea sensibil. Îmi place din Agarta, erau niște flori de astea de mină, verzi, flori de cristal, mi l-a trimis, era pe fana de Facebook a prințesei Mihaela, Mihaela Măfrățilă o chema. Și mai avea și niște frunze în, flor de în formă de inimă, patru inimioare, pus așa, dragoste pentru mine. Dar făceam 200 de euro, între cum o scos de pe asta. Suferam mult în testul agarte și am înjurat-o un pic și m-o scos. Și nu am mai pus un an de zile foarte hotărâtă, de fapt 5 luni. Mă zuhiți acum, 5 luni trebuia, dar 12 luni sau 13 luni. Știți, bacteriile astea din agarta sunt cele mai rele astea din templu pur și te testează cel mai mult. Când te infectezi cu o bacterie, nu e ca și cum te-ai infectat cu un virus. Când ai un virus, imediat trece rapid și mori. Când te infectezi cu o bacterie, boala progresează foarte încet și mori încet. Boală lungă, moarte sigură. Și oricum sunt pe moarte acum, de-aia vă spun toate lucrurile astea. Nu mă interesează absolut deloc ce se întâmplă cu mine. Eu am distrus, când eram caetal Grahe, 16 planete complet. Am sterilizat cu bacterii și cu virusuri ucigași, inclusiv Marte și Venus, și încă 192 de planete. Voi nu vă puteți compara cu mine. Iluminații care sunt niște copii mici pe lângă mine, cum zicea Laurențiu, care și el, și eu sunt copil mic pe lângă el, pentru că el este anul șeful sumenilor și el a omorât mult mai mulți oameni ca și mine, mult mai multe creaturi. Ăștia se străduiesc să omoare 6 miliarde de oameni în jumătate, ca să rămână 500 de milioane sau jumătate de miliarde, nu știu cât. Și tot cu virusul Ebola, nu știu ce. Și ăla ca și Simona Halep da, nu vreau să vorbesc. Ea e foarte, foarte drăguță. O să ajungă numărul 1 în lume. Și virusul ăla și-a propus să adem 500 de milioane de oameni în 3 zile și rest populației pământului în 2 săptămâni. Acum se pare totuși că i-au dat de capă. Tot sunt mutații, 500 de mutații diferite, până mă să omoare multe sute de milioane. Dar eu o să fiu deja mort atunci. Și nu o să mă intereseze. Fiind mort, tot timpul aud vocile morților care îmi vorbesc în creier și îmi spun. Eu am prelungit așa de mult testul agarte și o să fiu fericit acolo. Pentru că nu vreau să o văd despicată, nu așa o fac ăștia din agarta, prind muierile de doi picioare și le taie de la pizdă până la gură cu toporul sau cu cuțitul, le bagă cuțitul în pizdă și le... Asta sigur, asta vivisecție, asta e mult mai blândă decât ce ați făcut voi cu copiii aia de țigani. Ei nu e nici aia din agarta, nici bacteriile nu se pot compara cu voi. Cum se spune în biserică că
omul devine cel mai mare animal, mult mai rău decât un animal. Dar vă voi spune adevărul și adevărul vă va elibera. De fapt, eu sunt alcorean și nu mai pot să vă spun adevărul. Da, sunt cu un mult mai mare criminal ca și voi, dar mi-am dat seama, știți, fiată când omori un om, chiar și o femeie, simți că moare ceva în tine. De aceea nu este bine. Și eu, nimic nu este adevărat, totul este permis. Când am spus, omoare pe iluminați și nu vă faceți griji că oricum filmele astea sunt traduse din românește toate limbile, spionii au grijă de asta. Le mulțumesc spionilor că deși mi-au făcut viața un calvar, măcar atât au făcut să popularizeze mesajele mele în toată lumea. Și o să vedeți rezultatele în 40-50 de ani, când eu să fiu deja mort. Nu vroiam să o văd despicată în fața mea. Spunea ta că s-o soart perucă, ea e prințesa și că s-o e despicată în doamna Ines, fiarsă peruc. Că știți, asta e chestia, că femeile care au ceva la gât, ca virgine, pot să le strânge în gând, dar cealaltă ca nu, care s-o fătut cu mai mulți bărbați, trebuie să le arăți ca spiritele lor să iasă împreună cu fumuri, să se integreze, să se reîncarneze în trupuri de bărbați. De fapt, ce puțin așa e teoria, când bărbat penetrează o femeie, spiritul intră în trupul ei și de-aia există conflicte în corpurile femeilor care au făcut sex mai mult. Bărbați și toți spun tot felul de chestii așa, care oscilante, care se bat cap în cap. Când un spirit vorbește din ea, când celălalt, și de aia e foarte neplăcut pentru bărbați să le audă. Așa, și de-aia îmi și spunea, în 2012 ce am făcut al doilea dinte, m-a luat două domnișoare, una la gât virgină, avea asta să strâng de gât, cealaltă nu, că era mai mică, avea 12-13 ani, poate chiar 15. Și asta de 15 ani zicea, eu o să fiu oasă pe rug. Și eu, dar de ce? Că m-am făcut deja cu 2-3. Și zicea, nu, că o să fiu spânzurat asta. Și am întrebat, măi, dar ce vezi? Păi noi suntem aici și vrem să, noi suntem zâne sau zâne și vrem să te chinuim așa până în octombrie 2014 să mă chinuim. 2 sau 3 ani ca să realizez, ce dracu, ce pizda mă, să realizez, păi să realizezi cum e viața, nu știu ce, așa. Și Laurențiu Marin vrea să realizeze chestia asta, cum e viața, se consideră tatăl meu. Grămadă de bărbați se consideră tatăl meu și grămadă de femei, mamele mele și nu sunt, nu sunt. Și nu au dreptul, adevărat meu tată m-a abandonat și adevărată mea mama a murit de mult, decapitată de taie, că mi-a capul ei tăiat să la mine în beci. Nu știu. Vă iubesc pe toți. Ba, pupusă.